De exemplu, alegem zona Ilfov-Tunari, o suprafață de teren de 200 de metri pătrați și o casă cu 150 utili. Un preț final, 160.000 de euro. Dacă aș cumpăra un teren, sub 50 de euro nu găsesc metru. Deci am deja 100.000 de euro doar într-un teren. Cu 60.000 de euro nu pot construi 150 de metri utili. Într-adevăr, poate ar arăta după designul pe care mi-l doresc, cu materialele pe care mi-l doresc. Este o mare diferență între construcțiile care se fac în lanț și cele care se fac pentru care ți-o faci tu pentru tine. E o mare diferență. Și de costuri și de calitate. De calitate, în primul rând. Și de costuri, da. Costurile ajung undeva la 50% în plus? Depinde acum cu cine faci și cum negociezi.